Să primești gradul general major. Cum așa din înțeles lucrul ăsta? Nu v-ați dat întrebarea dată, cu 7 aprilie? Nu, uitați să vorbim la tema. Spuneți, vă rog, ce ați vorbit atunci cu poliția și ați spus că au, ce promisiuni au dat ei? Deci nu odată am vorbit cu responsabilii de la poliție, de zona în care ne aflăm, securitatea publică. Deci promisiunile au fost foarte simple. Practic, polițiștii de rând și ofițerii inferiori care poartă răspundere atât de Piața Mare Admirală Națională au spus că nici prin cap nu le trece la nimeni, la poliție, ca să fie atins veteranul de război Pânzar. Mai mult ca atât, o parte au spus, în anul 1992, Pânzar împreună au apărat orașul Tighina. Cum noi putem să îl lizăm în dreptul, ori să-l amenințăm? Dimpotrivă, permanent îl vom ocroti atâta timp cât se va afla aici și va protesta, până când îi se va rezolva problema cu care a venit aici la Chișinău de la Căușe. Iată care au fost, dar în pofida faptului, discuțiilor și naivitatea noastră că am crezut acest lucru, iată, privim la, în mass media că este atacat, este distrus lăcașul acesta lui. Unicul. Unicul, sub formă de corp. Îl căutăm, nu-l putem găsi 3 zile în oraș, nimeni nu ne răspunde unde se află. El 3 zile se află în detenție. Ce înseamnă prostia, da? Cum se poate un om să fie privat de libertate? Că la noi în țară vine demnitar de importanță, care noi foarte mult îl stimăm. În Statele Unite așa ceva nu se întâmplă. Să afli demnitarul care a fost la noi în țară. A doilea om din Statele Unite, persoana numărul 2, oficial a Statelor Unite, că cetățeanul în cauză, din acest motiv a fost privat din libertate, 3 zile, pur și simplu nu ar mai vrea să aibă de afaceri cu conducerea Republicii noastre. Ce înseamnă asta? Cei pe care noi am votat, pe care noi i-am promovat, n-au făcut reformele respective în cadrul Ministerului de Interne până la ziua de azi. N-au rezolvat problema cadrului, care e cea mai importantă, care iau decizii operative, care trebuie să aibă minte corespunzătoare în situații de genul acesta. Ei cred că credeți că s-au gândit la consecințele care vor urma? Nu, eu cred că pe inerție. Deci aș vorbesc despre reforme. I-am învățat vorbole în timp de 8 ani de zile să-l asculte pe el și dacă-l ascult tot va fi bine. Așa și pe inerție merg. Adică ce a spus cel care s-a aflat la putere înseamnă că îndeplinim tot. Negândindu-se că legea prevede cu totul altceva. Și credeți deci, că ordinele au fost date de cei mai mari și polițiștii doar au executat, da? Eu mă gândesc că da, într-adevăr, ordinul a venit la conducerea de vârf a statului. La rândul lor, polițiștii de gradul inferior și mediu au îndeplinit ordinii șefilor respective. Adică am în vedere a ministrului de interne, a șefului direcției ordinii publice, a comisarului general și a comisarului de sector. Iată cine poartă vină de lipsirea de privarea de libertate a cetățeanului Pânzar. Și de liberă exprimare. Și de liberă exprimare. De liberă exprimare, spunem că nu e atât de grav. Dar să-l reții și să-l ții 3 zile pe om închis, de făcând nicio infracțiune, măcar o contravenție să aibă persoana, mai mult ca atât. Atunci când discutam cu ofițerii și cu subofițerii, în prezența domnului Pânzar, el este, i-am spus, orice observații care va face o poliție, să fie imediat ascultată și îndeplinită. Nu conflicta cu nimeni, niciodată. Informează-ne pe noi la telefon, nici la telefon nu a avut timp când să ne informeze. Noi îl căutăm, nu putem găsi. Unde s-a aflat? L-au închis poliția. Ce înseamnă nebunia dată? Noi în ce țară trăim? Mai mult ca atât, ne defăimează onoarea noastră de polițiști. Niciodată cât noi ne-am aflat în serviciu. De război. În serviciu, adică în cadrul Ministerului de Interne, nu ne-am permis așa nebunie. Cum în 2011 se întâmplă la Chișinău, în centrul orașului, în văzut tuturor. În stat democratic. Într-un stat democratic. Noi vorbim democrație. Am scăpat dictatura comunistă.
ce se întâmplă la noi în Republică, la ziua de azi. Noi nu înțelegem conducerea de vârf politică pe cea care noi am promovat. Unde se uită? Ce se ocupă? Că înțeleg ce se întâmplă. Ca să gândesc ce ne gândim noi, ce se gândește populația, ce face opoziția. Este clar că și în pofida faptului ce s-a întâmplat, noi vom promova cursul de integrare europeană, îi vom susține și în continuare. Dar le cerem tare de seamă la cazul dat. Și vinovății trebuie să fie puși la punct. Poate că indicația a fost într-un mod dată, dar s-a executat totul altul. Este corect că în situația când noi am invitat un oaspete atât de înalt și noi toți l-am așteptat, marea majoritate a populației, într-adevăr noi nu putem să defăimăm onoarea și demnitatea Republicii noastre. Și noi mai mult ca atât am discutat cu domnul Pânzar, că ne retragem pe câteva zile și atunci când vin delegații de peste hotare, noi ne retragem. Noi nu ne-am opus ca să ne retragem, dimpotrivă. Dar nu în felul care s-au procedat în cazul, în cazul concret, în cazul nostru. Și în continuare ce urmează să deci eu copăștit de Asociația Veteranilor de Război, nu ca meninți, dar cred că o să le creez probleme serioase comisarului general și ministrului de interne la tema dată. Și noi avem și alte teme, mult mai serioase, pe care până la ziua de azi am tăcut, am încercat să... ca să depășim, dar tot ce cunoaștem, ce există, nu e corect. Dar pe zi ce trece... Se încalcă tot mai mult și mai mult. Nu că mai mult se încalcă, nimic nu se face spre corect. Nu se progresează în direcția ta. Absolut. Dimpotrivă. Se stopează, se pierde actualitatea la diferite cazuri, se amâne. De fapt, se sabotează progresul în reformarea organelor de drept. Să spunem așa corect, cum este în Republica Moldova. Progresarea organelor de drept este sabotată totalmente la ziua de azi. Și cine se fac vinovezi de asta? Eu cred că conducerea de vârf politic care nu acționează. Sub motivul legii, precum că comuniștii au emis legi și este imposibil de a-i dimite, de a-i întreba, dar se fac de a reforma și așa mai departe. Iată, vor fi atacați în judecată și alte și alte, multiple motive. Numai nu acționează. Lumea așteaptă acțiuni concrete. Tot populația. Noi îi susținem în continuare, dar nu le vedem. Care sunt ele? L-am luat al Pânzar și l-am închis cu 3 zile. Asta ce? Să acțiuni concrete? Asta ce noi facem regulă în stă? Iată chiar acum, uitați-vă, în fața guvernului, când noi stăm la vorbă, motociclistul, pe roata din urmă, cu o viteză de peste 100 de km pe oră. Unde-i poliția? Unde-i poliția noastră care se intervine? Oricine mai intervine la invalidul de gradul 2 veteran de război, care e instruit tot din noi de foștii polițiști ca să poartă frumos și să îndeplinească toate cerințele poliției. Iată acolo trebuie să intervine poliția. Da, bine, vă mulțumesc. Cum vă numiți, vă rog? Sunt locotenent colonel în rezervă Anatolie Caraman, președinte Asociației Veteranilor de Război, Tiraspol. Mulțumesc, vă rog.